Eu, dacă nu aș avea acest magazin și nu aș fi actriță, trebuie să promovez două spectacole amarete în care joc, eu l-aș șterge. Oh. Ușur, ha, tergut, da? mamă. Eu m-aș uita pe Instagram doar la căței și la pisici, doar ești mor de drag și la oameni care se lovesc. Salut! La Red Stripe Talks urmează o discuție cu Aida Economu, o actriță talentată. Dar am invitat-o mai ales pentru că are o galerie în care expune și vinde obiecte vechi, frumoase, care au o anumită inocență. E o discuție despre Valea Cascadelor, Nostalgie și Litoral 90. Doamnelor și domnilor, Aida Economu. Enjoy! Las jos Marfa. Da, am să deocamdată jos Marta Așa. și avem pe Aida Economu, care tocmai a venit de la Târgul Vitan, cu o nouă captură, o captură obișnuită pentru o săptămână a ei, urmează să plece la Craiova și la Vâlcea, și la Vâlcea pentru noi achiziții, dar să descoperim puțin câteva exemplare din captura de azi. Ce avem azi, Aida? Printre altele, o funcție cu celebrul, că e studentesc nu? Ah, -hmm. se vede? -hmm. Nu știu, da, se vede, -a. vede foarte bine. S-a combinatul de celuloză și hârtie, călăraș, ca e tip 2, stas, bla bla bla, pres 5,40. Nescris. Frumos, nescris. Am găsit și unele dictando scrisă dar nu le-am luat. Eram Cam simpanici. din ce perioadă estimez că vine? Asta este de prin 80, bugün. 80? Uite, A, Republicii, da. Asta pentru fumători și nu numai. Pentru îndrăgostiții de frumos. Pentru îndrăgostiții de frumos e A Făcută la Curtea de Argeș. Are, are ștanța aici pe spate de Curtea de Argeș. Cu siguranță toată lumea care are 30 plus o recunoaște. Da, ea poate fi o scrumieră. scrumieră este o scrumieră, o, scrumieră. O, scrumieră. o scrumieră. Asta și da. este o scrumieră. Sau un obiect pur și simplu decorativ este... pe care... Nu se... e. Bine, nu. da, poate să fie că lași, nu știu ce da. jujuri în ea sau nu știu ce, dar nu e, e scrumieră. La mine acasă se folosește și se folosește ca scrumieră, ca ai mei o am încă. Ok. Și am căutat-o mult timp, să știi. Adică e marfărarea asta. Da, da. Foarte, e marfărarea. e murdară, să o curățăm acasă. O curățăm.

Hârtie de scris și cu niște plicuri care în interior sunt așa. Foarte drăguțe. Au un model. Preocuparea și da. pentru interiorul plicului. Să arate și el cumva. Da. Și mă rog, mai sunt în mașină. <gântu -i> Dar asta am adus aici. Și ritualul săptămânal care ar fi? Adică e târg? Mai există. Adică poți să faci pentru bucureșteni nu știu, cei care, sunt, mm -hmm. care vor să meargă în târguri, sunt două târguri. E cel de la, okay. mă rog, trei, de fapt. Este cel de la Vitan, este Valea Cascadelor, e preferat de mers dimineață, cât mai de dimineață, mm -hmm. pe la 8, 8 jumate, mai ales acum că de căldura, poate să meargă liniștiți și la 8. Uh, prețurile se negociază mai bine la spartul târgului, deci pe la 12 încolo, duminica. Ăsta de la Vitan, dacă nu mă înșelie, numai duminica, cascadele, târgul de la cascade și sâmbătă și duminica. Ok. Și mai este unul la Obor, care e mai micuț. Mm -hmm. La Obor, pe lângă Obor, pe la gara Obor. Și după aia mai sunt tot felul de fensiness din astea. Pe la Parcul Carol, pe la... Dar alea sunt uh, volante, cred că le zice. Da, da. da. Deci nu sunt bine și astea sunt da, așa. Alea sunt când și când, când dă căldura de obicei sau, nu știu, înainte de sărbători. Dar alea sunt mai defiți, așa. Și tu mergi și prin țară. Da, mergi și prin țară, prin târgule din țară. Există târg la Târgu Mureș, există târg la Cluj, există târg la Craiove, există târg la uh, Vâlcea, Goranu. Eu am jucat la Vâlcea niște ani. <laughs> Acolo am descoperit târgul Goranu, care e foarte mișto, la e pe cârpe, pe țoale mult. Uh -huh. uh, există în toată țara, la Timișoara, peste tot. Și nu numai în orașele mari, și de exemplu, nu știu, există târg, două târguri în Brașov, unul de haine, care a ars la un moment dat și l-au redeschis acum și încă unul pe Carpați, sau nu mai știu cum îi zice, care este în Brașov, Ok. la ieșirea spre București. Uh, există la Zărnești târg, uh -huh, care e uh -huh. foarte frumos de la Zărnești, există la Argeș, există mai peste tot cumva. Adică există până și la Constanța, era pe vremuri unul la Brico, înțeleg de la nu că nu mai este, uh -huh. și acum mai unul pe variantă tot așa, mă rog, e slăbuț. Slăbuți că oamenii de acolo, de la mare, de unde sunt eu, se preocupă cu portul, nu cu vechiturile. Da, că tu te preocupi cu colecționarea și, așa, nu știu, curatoria, sau nu știu cum să numesc mai bine, de obiecte frumoase, puțin Măi, nostalgice. Da, adică o preocupare mă. spre un frumos, candid și autentic, știi? Încerc să fug de cuvintele astea de curatoriați și de... Deși, A, bă, bă. da, cumva, la finalul zilei asta este, dar încerc să fug de ele pentru că... Nu știu, cred că s-au perimat așa, cumva, într-un fel. Și pentru că, la sfârșitul zilei, eu am un business, adică să ne înțelegem, fac un business din chestia asta, dincolo de plăcere, am făcut o an de zile de plăcere dar acum, actualmente am un business legat de chestia asta am un magazin în care, așa cum zici tu curatoriez anumite lucruri și le expun acolo, le contextualizez în ceea ce înseamnă spațiul ăla care este un spațiu cu un aer nostalgic comunist, dacă vrei și le readuc la viață așa M-am fost acolo și eu sunt impresionat de chestia asta știi, mi-a plăcut foarte mult Adică am găsit așa mixul ăsta de chici drăgălași, acceptabil. Eu sunt fan chici, eu aș vrea să-mi fac un magazin numai cu chici, numai că din păcate știu că nu aș putea să plătesc chirie și salariu doar dintr-un magazin de chici. Mm -hmm. ca să înțelegi motivul principal pentru care eu am trei sendere de haine acolo în magazin, magazinul în capul meu inițial a fost numai de obiecte. Dar principalul motiv pentru care am uh, și cârpe, cum le zic eu, de drag le zic așa, adică nu e altceva. Am și cârpe, este pentru că îmi creează trafic. Oamenii, pe oameni interesează mult mai mult cu ce se expună în societate decât cum își creează mediul ambiant. Crește da. că mulți au grijă de mediul lor ambiant sau își îl își particularizează și îl fac după chipul și asemănarea lor, no, știi? No. Dar sunt oameni care sunt interesați sau poate nu au posibilitatea, nu știu, să investească. Acum la noi a venit și curentul ăsta în Balcan minimalist pe care eu. Mm -hmm. Balcani fiind, nu le înțeleg da, foarte da, da. clar Dar da, este o chestie nostalgică farfurile astea, eu sunt copil de cărciumari Eu am copilărit cu farfurile astea sub nas Farfuriile astea sub nas și cu cheia la recepție Eu n-am stat cu cheia la gât Locuiam în hotel, aveam cheia la recepție Bă, Tu ai fost recent la magazin Ai văzut pachetele alea de Kent cu castelul pe ele nu Să vorbim de alea puțin știi? Așa, ia adică. Da, am văzut pe, de am văzut pe Instagram, tot am vrut să vin, tot am vrut să vin, n-am avut timp, n-am avut timp, dar am văzut pe Instagramul tău și o să vorbim și despre Instagramul tău, că cred că este un animăluț aparte, care, da, am, am, niște impresii despre el. Uh, și am văzut, adică m-a îngenunchiat pachetul de Kent cu castel, dispus pe o scrumieră frumoasă cu trei păsări perfecte, da, da, da. un porțelan drăguț, adică băi, e ceva serios acolo, Aha. e ceva îngrijit. Și chentul ăla, după care că am fost la magazin și mi-a arătat că face parte într-un cartuș intact, în țiplă. Deci sunt două. Este chentul cel cu castel pe el, mm -hmm. necartonat, da, pe da. la care se-l fumau doctorii și da. se dă de așpagă. Și mai există cel pe care l-ai văzut tu, cartușul. Mm -hmm. Asta mi se pare cel puțin eu, nu știu, după ce am ajuns în în bucurești și m-am străduit să-mi plătesc chirii și să supraviețuiesc, și așa mai departe. Când am ajuns să-mi iau cartuș de țigări în loc de pachet de țigări, mamă, deci mi s-a părut lucru să suprem. Și cartușul ăla despre care vorbești tu este un cartuș de fapt de prin 2015. Ok. Acum nu se mai face kent necartonat. Mm -hmm. E unul dintre mm -hmm. ultimele. Da, și pe da. care cineva chiar l-a luat. Te la da, cine l-a cumpărat? Chiar l-a luat să-l dea șpagă. Dar ăla singur pe care l-ai văzut tu, ăla ai șmecheria ăla cu castel pe el. Da, da, Ăla este absolut superb. Eu am vrut să iau un cartuș dintre ăla, numai că era, o să zic, am voie să zic, nu prea că, asta. Era, 1000 de lei cartușul. Okay. El făcea. Nu aveam eu bani. <laughs> asta e vorba lui el făcea. Nu e scump. <laughs> nu e scump. tot <laughs> <laughs> Nu ne permitem, știi? Da. Um, dar da, sunt niște lucruri cum au fost, de exemplu, un magazin și am ținut, tot, tot, timpul îi spun colegului meu Șerban, de la magazin, îi spun eu frumos fă poze la scrumiera asta sau fă poze la nu știu ce vază, pentru că sunt foarte, foarte rare. Cum a fost scrumiera cu hotel Dorobanți, scrumiera cu hotel Ambasador, uh -huh. Alea au fost câteva sute, pentru hotelul cu pricina uh -huh. și atâta, știi? Uh, mai există vaza de la hotel Dorobanți la noi în magazin. Alea sunt luate toate, de exemplu, de la un colecționar care a avut șansa să le găsească în târg. Există scrumiera aceea mare, Camel, care iarăși este o piesă Mm -hmm, okay. mm -hmm. Și tot timpul îi spun, te rog frumos, fotografiază, asta fotografiază. instagram nostru, că tot ai eu de el, e o chestie de atmosferă mai mult, adică e foarte puțin de produs. Nu nu știu nu punem cecuțe oh, da, 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 da. și zicem, domnule, este 100 de lei cecuța. Uh, sigur, sigur. Nu, e o chestie mai mult de atmosferă și tot timpul puțin morțiș să arhivezi chestii, știi. Mm -hmm. uh, și astea au fost unele din chestiile pe care mi-am dorit să le arhivez. Unele ne pleacă de sub nas, deci le bag în magazin și zic, lui șerbal, mamă, trebuie să le facem poze astea, am să le păstrăm, să le avem. Și el îmi zice, da, zice, mâine aduc aparatul. Și printre ce am magazin și cumpăr. Am avut o vază CFR Predeal. Doamne, și-a luat-o și luat un prieten artist foarte mișto. O vază care arăta, era cu două palme. Am fotografiat-o, am arhivat-o practic, dar, mă rog, colegul Șerban a hotărât că nu este demnă de Instagramul nostru și nu a postat-o mm -hmm. fotografia cu prigina. Fiți și pretenții. Câți ani are colegul tău, șerban, ca să ne lămurim? De 23, 23 de ani. Iar eu am 37. E din cauza Și asta este anumitor. fascinant, este fascinant uh, cum sunt, că așa cum colegul meu are 23 de ani, foarte mulți din clienții magazinului au între 17 și 23, să zicem. Și suntem noi care intrăm în magazin și vedem farfuriile astea cu dungi albastre și zicem mamă, uite, astea mâncam la restaurant când eram mici și nu știu ce. Sau caietele astea studențe și mamă, și intră ăștia și este blanc total. Nu au nicio, efectiv, nicio amintire cu astea, nimic. Știi, nu înseamnă nimic pentru... Și eu sunt tot timpul, uite, astea, știi? Dar să... pentru ce vine oare? Măi, uh, este o generație foarte... Tu ai nimerit la mine în magazin cu două tinere. Exact, Liceu. și după aia mai venit doi tineri, da. Cred da, că și după aia mai, mai venit doi, doi tineri. Da. Băi, eu sunt super fascinată, super fascinată. Sunt foarte responsabil cu ce cumpără, cu ce își cumpără pentru ei, sunt foarte atenți. Au un stil foarte clar definit, care nu mi se pare care legătură cu trendurile. Eu am prins perioada de trenduri, acum am 37 de ani, mi se mă lasă rece, dar când eram puștoaică, ei, mamă, se poartă buricul no, pe no, afară, no. și eu, hai, hop, se, știi? Nu, au o identitate foarte clară, foarte cool, sunt expuși la vizual, um, datorită internetului, extrem de mult și cumva au un simț și un nas mult mai dezvoltat decât noi, uh -huh. mi se pare. Și sunt foarte responsabil cu ce își cumpără și, atenție, își cumpără inclusiv obiecte. Mai mult haine este adevărat, că de e perioada, nu? Casele nu sunt populate de părinților. Uh, ca decor mai mult, dar sunt, sunt care își cumpără ale lor. Nu uh, vrem să rămânem un pic și după aia spunem Bine. și alte lucruri. Vreau să Sp rămân un pic la generația asta pentru că mă întreb dacă apetitul lor așa spre nostalgie, spre retro, vine pe curentul ăsta de discuri vinil, aparate de foto, de film... Am văzut oameni și cu casete, cu Walkman, să scot și. Nu? Să scot și niște albume. Acum se veritează pentru casetă. Băi, a, chestia asta de nostalgie, asta ce zici tu cu Walkman, cu nu știu ce, a devenit un soi de monedă. Uh -huh, dacă uh -huh. vrei. Adică s-a monetizat destul de tare, mai ales în București, că dacă te deci în provincie, râde lumea de tine, unde e culimea. Da, da. Uh, dar, nu, eu în continuare tind să cred, cel puțin prin experiența pe care o am cu acest magazin și cu clienții care îmi intră mie în magazin și vorbim de segmentul foarte tânăr aici. Uh, firește că au tot felul de modele din astea, de repere, nu știu cum să le zic, că nici nu știu generația asta tânără foarte clar ce, uh, mm -hmm. adică, în afară de Harry Styles, da, mare lucru. Adică există și underground-ul lui Harry Styles, asta știu sigur că mai îmi zic niște nume și eu sunt ok, nu știu. Adică, dincolo de reperele pe care le au ei, nu știu dacă, cu siguranță că muzica dintotdeauna a avut un impact asupra tinerilor și asupra noastră, nu a tinerilor. Și poate veni pe, pe filiera asta cu cu discurile, cu vinirurile, nu m-am gândit la chestia asta niciodată. Da, e foarte posibil să mm -hmm. vină. Mm -hmm. Și, într-adevăr, când ești expus, domnule, e la control târg de viniluri, e pe nu știu unde, târg de casete. Asta cu casetele e, înțeleg că e ultima. Sigur, șmecherie. Jordan's reeditări ale. Nu că chip. sunt, eu am un prieten DJ foarte bun, îl știu, amândoi. Da. Uh, adică, și câteodată trimite ce găsește. Și sunt niște de alea super rare pe casete sau pe discuri uh, care nu o să se mai, nu știu cum se zice la disc când îl faci, nu se mai înregistrează niciodată, da, nu se da, mai da. scoate niciodată, știi? Uh -huh. uh, niște rarități din alea, niște prăjeli totale, știi? Și a devenit așa o chestie să sap și să găsești un, nu știu, tot felul de chestii din astea uitate, știi? Cum este toată partea asta de manele, protomanele, care a revenit mm -hmm. în forță, știi? aud protomanele mă bușește râsul, eu fiind și din Constanța și EFOP la mine, la Zorile, cânta Azur de dimineață până seara, adică era soat, da. ad, știi? nu Tu vezi ceva vreau, Asta mă întreb, că în generația mea, mai mult ca sigur și în generația ta, și în generațiile pe care le-am parcurs noi, a existat așa un, uh, un soi de revoltă, de rebeliune. Bă, vedeam tot felul de, din ăștia, niște bocanci cu niște freze, niște gagici zurli totale, cu niște ciorapi trăciuiți. Și cu vedeam de-a lungul, din 10 în 10 da. ani apărea cât un nou val de nebun da, da, din da, ăștia. Da, 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 de pancăreală. De, de pancăreală de de da. tot felul. Și retro, și prosteală, și foi de ceapă, mov, și da, tot, da, toate da, da. demenții. Eu numai ori sunt șu, izolat... Nu știu, e din nou acolo, să știi, e Man, Eu nu prea-i văd pe ăștia, nu prea-i văd pe excentrici, nu știu, eu, cred că normcorul ăsta și normalitatea și un pic de îmbătrânire așa afișată, eu nu, nu văd o generație revoltată și nebună și excentrică și îmbrăcată ca dracu. Există ăștia? Voi, păi, da, există și chestia asta de chici, care, de exemplu, mie îmi place foarte tare. Atunci când fierește, o gestionează cineva care cumva o înțelege și pe interior. Adică nu e o chestie, domnule, ăsta e valul, mergem pe chici, adică de mm -hmm. la mine, cum sunt, sunt normal. nu. Dar există uh, tineri sau mai puțin tineri, nici nu contează, care îmbrățiș îmbrățișează zona asta de chici într-un fel absolut fabulos. Cum eu, de exemplu, nu suport minimalismul la oamenii care simt că în chestia asta cu norm nu e a lor. Deci zic, ah, sincer, da, te da, cred, da. nu te cred. Așa și cu chestia asta de chici. Și asta face generația asta tânără, de fapt, foarte mișto. Și le însuși, ia niște concepte de genul ăsta, niște trenduri, concepte, nu știu cum să le zic, și le însușește uh, foarte personal, foarte, cred că am zis un pleon acum acum nici mai contează, foarte la ce se întâmplă în, în contextul în care ne aflăm, în România, în București, după pandemie, Știi ce zic? Mm -hmm. Și asta mi se pare foarte tare, de fapt. Nu cred, adică eu nu cred în chestia asta, în extravaganță, că vine, adică nu cred că extravaganța aia mișto adevărată vine uh, dintr-un apetit pentru modă și dintr-un soi de apetit pentru viață. Mm -hmm. Deci nu are legătură cu, cu trendul. Și, într-adevăr, de a o pune rezistență sistemului, care e cu minte, este în cămășuță, este, nu știu, toată lumea are aceeași atida, așa cum a, toată lumea, știi? Da, dar asta mă îngrijează. Nu știu dacă există revoltă. Ăștia, ăștia, vin... ăștia tineri nu sunt așa. Dar nu, sunt, nu fac, adică eu când am făcut chestia asta și am zis, mamă, eu nu mă mai îmbrac astea, eu mă duc la sh și mă îmbrac de la sh mm -hmm. și din târguri și eu nu mă mai îmbrac a voi fraierilor. Eu am făcut-o așa, știi? Foarte da. plină de mine. Acum mult timp, firește, eram foarte tânără. Ei nu o fac așa ei nu sunt agresivi în chestia asta, o fac pentru ei. Ce obțin asta simt eu la oamenii okay, care vin în da, magazin. Ceea da. ce mi se pare foarte tare, că nu o fac demonstrativ, mm -hmm, știi? Mm -hmm. E foarte pentru ei. Da, e interesant asta. E interesant și, și cred că nu am minte mai minte cât s-au gândit da. fetele alea și cât au discutat la gentuța aia pe care, pe mm -hmm, care a luat-o una din fete. Mm -hmm. Și câte au discutat și puteau, Bă, e foarte responsabil, mamă. Eu țin minte și acum eram în clasa a șaptea cu colega mea, Ana. Ne-am dus la galeriile Unirea din Constanța, coborai așa într-un suflu, și ne-am dus și am văzut o bluză, clasa a șaptea. Repet. Și am văzut o bluză și am spus, nu, no, eu vreau bluza asta, dar n-am bani. Treia să-mi iau alocația peste o altă lună. Vreau bluza asta, dar n-am bani. Și uh, Ana, împlinise deja 14 ani, și știe, te rezolvi eu. Și ce doamnă, noi vrem bluza asta, dar venim luna viitoare să o luăm. Eu vă las buletinul meu. Și venim când, când, când venim după bluză, luăm buletinul. Nu. Deci fata și-a lăsat Noi asta nu. făceam, fii, înțelegi? Fii, bă, fii, bă. Deci, era o fii, de asta. Era foarte... Da, și era foarte... Era o chestie asta aproape compulsivă, știi? Da. De a... Nu... Nu, acum sunt foarte responsabili. Foarte responsabili. Da, am văzut că și pe TikTok, la, am văzut o analiză că și pe Stories și pe TikTok și pe Instagram sunt există un apetit, iarăși pentru generația asta, pentru oameni care vorbesc despre trenduri economice, investiții, păi da, tip zuială, da, cumpătare. Da da da, 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 știu, știu, știu mi-a zis uh, Dragoș, un Dragoș, da. uh, despre fetele lui. Tot așa, refuză să-și cumpere de la fast fashion și sunt mici, uh -huh. ambele refuză să-și cumpere de la fast fashion, pledă, nu știu, 200 de lei pentru următoarea săptămână, să-i aibă acolo, nu neapărat să... cheltuiești că, bă, nu cumpără nimic, sunt împotriva tot ce înseamnă capitalism, consumerism și așa mai departe, știi? Nu știu exact de unde vine chestia asta. Dacă TikTok a adus acest trend de să fii chipzuit, să te preocupe, eu până de una zi habar nu aveam despre economia acestei țări, să ne înțelegem. Deci, nu știu, n-am avut aceste repere da, no, no. și n-am știut că trebuie să le. Nu sigur. sigur. niciunul n-a Adică, repet, eu lăsam să îmi cumpăr bluză. Da, totul a fost tot impulsiv și pe moment. Da, și... noi aveam ceva, educație civică, sau cum se numea la școală. Am adică. <laughs> făcut o, o chestie de-asta, dar era așa, să n-aruși gunoi pe stradă, exact să, <laughs> să nu scrii în lift, să nu... Nu știu, erau chestii <laughs> foarte... <laughs> din astea simple. Nu erau, dar da, sunt, uh, sunt chipzuit și la nepoate mai am uit, uh, care are 13 ani, și-a chipzuit, așa este... Uh. Știe cât costă fiecare carte pe care și-o cumpără, e foarte... ce ce, da. mi se pare un lucru bun la sfârșitul zilei. Și oricum, toată partea asta, real vorbind acum, toată partea asta, contextul economic în care ne aflăm și tot ce se întâmplă în lume, influențează absolut orice, inclusiv moda, inclusiv trendurile. Uh -huh. Și asta nu de acum, ci dintotdeauna, vezi, nu știu. Când făcea Yves Saint uh, paltoane cu buzunare mari. Era război. Oamenii aveau nevoie să-și pună chestii în, înainte să fie Yves Saint Laurent, Yves Saint Adică sunt niște niște, lu niște lucruri care influențează absolut tot. Și da, contextul economic, faptul că este război, faptul că a fost pandemie, etc. 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 Toate, toate astea influențează absolut orice. Inclusiv trendul ăsta în care slavă Domnului, un trend sănătos de a nu cumpăra fast fashion și a cumpăra second-hand, mm -hmm. vintage, whatsoever, fiecare poate să-i zică cum vrea. Da, spuneai că cumva e o necunoscută de unde vine pornirea asta a tineilor spre genul ăsta de estetică. Dar la tine de unde vine toate chestiile astea? Mă la mine dintr-un soi de nostalgie, îți recunosc. Mm -hmm. Și faptul că eu am copilărit pe, adică eu cred că tot ce sunt acum, se datorează și câteodată e din cauza faptului că am copilărit în cărciumă cu ai mei. Okay. Uh, ai tăi eu, au avut o cărciumă, Au o Cârciumă în au continuare. O cârciumă în continuare. Okay. Deci eu am copilărit în cărciumă cu ai mei uh, în Eforie Sud este această Cârciumă. Ah, noi, am, noi am locuit până am plinit eu 14 ani, deci până pe la vreo 3 ani am locuit la Hotel Gloria, care încă există în Eforie. Okay. pe timp de vară și pe timp de vară atunci vara începea la 1 mai și se termina la sfârșit de octombrie. Da, <laughs> da, da, că veneau da, da. cu biletele, cu... Sigur, sigur. Și locuiam în hotel Gloria după care ne-am mutat la hotel Ancora unde am locuit până am împlinit eu 14 ani. Pentru că taicul avea un bar în gestiune. Ai trăit în hotelul, ai copilărit. Asta e formidabil. Da, 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 în restul anului stăteam în Constanța da, că da, mergeam da, la școală da, da. și așa. Dar am copilărit în hotel la camera 409, un hotel Ancora, taicul avea în gestiune un bar Uhum. Barul de la hotelul respectiv, uh, și de asta zic că eu am copilărit cu cheia la recepție, am zis la început, eu n-am avut cheie de gât, eu lăsam am cheia la no, recepție no, și no, mă pe bar. plajă, no. că adică era simplu. <laughs> și uh, faptul că am fost expusă la cârciumile atunci erau cu dizăze, cu formații, uh, ospătari erau numai bărbați, uh, nu exista ospătari sezonieri ca acum cum am lucrat eu, că vorbeam mai devreme că am fost barmaniță niște ani de zile când am venit în București da, ca să da. mă pot întreține, când eram la școală. Uh, atunci nu existau bar, barmani, nu știu, ospătari, oameni din ca sezonieri. Era o carieră, făceai o carieră da, din asta și acolo, nu da? era niciun ospătar sub 40 de ani. Aia care, nu știu, erau de 20 sau de 18 pe care învățau meserie. erau picoli. Dacă mai știe cineva acest termen. Picoli și picolițe. Da. Uh, și faptul că am fost, nu știu, prima mea amintire concret este cum eu m-am trezit la o masă lungă, erau niște lăutari care cântau și mi-a zis, tori, tori, tori. Și era o femeie cu o roche verde, așa, e prima mea amintire clară. Am poze cu mine pe boxă, ai mei munceau și în discoteca Splendid, au muncit la un moment dat la discoteca mm -hmm. Splendid din Eforie, care era exact lângă hotel, lângă hotelul Ancora, unde noi stăteam. Și uh, când mi meu pleca în tabără, am un frate cu mai mare ca mine, ai mei mă luau să dorm acolo, să nu mă lase singură în hotel. Și no. dormiam pe trei scaune din alea de bare, am poză pe boxă cu dj cu tata, dansând cu... Adică a, a existat un soi de copilărie într-o anume perioadă care firește că m-a influențat. Toată grafica, că ți-am arătat eu mai devreme la agenduțele alea, nici nu știu unde le-am lăsat, Uh, ce grafică, aia e din anii 70, eu n-am prins asta, dar mai încolo, toți pe scărușii aia desenați așa naiv, dacă mai și de pe litoral, valurile alea, soarele desenea, știi? Astea cumva pe mine mă emoționează așa, la modul... Credeam cu un prieten că i ar arătam că am găsit o haină de piele făcută la fabrică în Târgu Mureș. Și zic, pe mine mă emoționează mai tare când găsesc asta decât când găsesc Prada în sehașuri. Că mai găsesc no, și Prada. Efectiv, mă, adică mă entuziasmez, de zici că cine știe ce am găsit. Cum m-am entuziasmat astăzi la scrumiera cu pălmuțele, știi? A o, -o, o fi fost ceva acolo, pentru că probabil sunt mii de oameni care au copilărit în condiția semănătoare neforie, în în nord forie sud, costinești și litoralul românesc. Adică zic eu că Dar nimeni nu umblă asta. duminica în târguri cu farfurile la sub braț. Adică. Asta cumva, cred că o am și de la Tai Camiu. Mm -hmm. Adică taică-miu este hai să-i zicem pe nume, shopaholic. Ok. <laughs> un pic un domn shopaholic. Okay. Așa. Mai este opusul. opusu. Uh, și cumva și de la el am apetitul ăsta pentru tot felul de lucruri de astea pe care oamenii le aruncă. Adică la noi în familie încă există mașina de cusut a bunicii pe care eu o folosesc ca masă pentru că eu și taică-miu și există tot felul de alte lucruri pentru că eu și taică -mi eu. Deci toată lumea, bă, nu știu, acum 15 ani, când încă nu venise nebunia asta cu vintage și mai știu eu ce, toată lumea știa că suntem nebuni. E, acum, dar nu ni le dați nou, că și noi suntem din familie. Icoana lui, da, dar nu vi le dăm, sunt la mine, nu le-ați părut, lăsați. Eu zic că toate lucrurile astea au un numitor comun, sunt într-un fel sau altul, depinde de gusturi frumoase. Sunt niște lucruri frumoase uneori și bine făcute, uneori și bine gândite. Și tu știi aceste bidoane de plastic de 5 litri, presupun, în care se pune apa și care au un capac galben de obicei? Ele sunt folosite cel mai des în ați rezerva locul de parcare în București. pune acolo. Am crezut, eu fiind din provincie, am crezut că vrei să zici că tachimile tăie și pune flori. Exact. Ale sunt. Vreau Sau să identificăm. iarna, nu știu ce e, puiet de trandafir, nu știu ce de nu îngheță. Vreau să identificăm acele bidoane. Bun. Eu am fost la teatru, în orașul București, a, la o instituție teatrală. La marile teatre din București. La marile teatre din București. Când a început spectacolul, dar și când s-a terminat spectacolul, doamnele de la teatru au venit cu aceste bidoane umplute cu apă au deschis ușile și le-au pus, să, și țină le -au pus să țină ușile. Asta într-un teatru într-o instituție de cultură. Super, În acea instituție super. de cultură, cum bine știi că mergi prin teatre, toate afișele vă rugăm închideți ușa, repetițiile pentru piesa pe cețit. Și... Sunt A4 imprimantă. Ai implementă. zis acum și la ce teatru ai fost? <laughs> la toate teatrele astea, puse în chiloței aceea de plastic, în folie de plastic, lipită cu scoci. Deci ăsta este nivelul estetic într-o instituție de cultură și n-am nimic cu teatru. Dar asta e pe peste tot. E urățel. E, e urățel pe peste tot. De aș... cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns aici asta? Nu știu ce să zic. Probabil după 90. Că mă gândesc că acolo s-a rupt firul cumva. Da. Ușor după 90 și mult prin 2000, nu știu. A, a venit privatizarea, s-au au făcut oamenii milionari, nu știu ce să facă cu milioanele alea, pentru că în condițiile în care tu nu ai o educație financiară sau, habar nu am, nu ești expus, mă gândesc eu, nu știu, nu ai suficientă școală, ca să zic așa, încât tu să știi ce să faci. Și să, eu mă întreb, și că-ți arătat mai devreme grafica aia din anii 70, Păi, cum și în ce fel? Și în 60 dacă te uiți Și la filme și tot ce făcea Gopo, de exemplu Care erau referințele lor? Adică în afară de niște albume de la Biblioteca Națională Care erau referințele lor? Nu prea aveau voie să călătorească Sau nu își permiteau când aveau voie no, să călătorească no, no. Erau puțin ca... Care erau referințele? Eu vreau să știu de unde S-a produs atât de mișto Și atât de mult Adică no, de unde no. își luau ei toată chestia asta? Și unde s-a luat firul problemei? Probabil că după... Adică probabil. Sigur după 90. Am o prietenă, o să-ți dau un exemplu simplu. Am o prietenă, am făcut o școală la Londra la un moment dat și stăteam cu puțin bani pe zi, nici nu contează. Uh, era o școală de visual merchandising. Uh -huh. Apropo, că pare legătură practic cu ce fac acum. Uh, că ai văzut ce vitrine frumoase. Foarte frumoase și îmi place că se schimbă, se schimbă. și au un concept. Punem păsări mari, punem sigur. niște păsări dintr-o tapițerie. Dintr Iarăși, stai un pic, stai, stai să nu, 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 luăm Bulevardul Carol de la un cap la altul. Eu căutând galeria ta, având un reper uh, clar, pentru că știu că e un fost magazin de arme și nu prea mi-am cumpărat arme în ultima și vânătoare. vreme, arme și, vânătoare. Arme, și vânătoare. arme și vânătoare, am parcurs tot, tot Bulevardul Carol, că e un bulevard cu potențial, e frumos, s-a dăruit o arhitectură generoasă acum câteva zeci de ani, nu? Bun, nu-i nimic. Da, nu nimic. Să nu mai am aneturi și schimburi valorice. Am o o dată că mi-a plăcut spațiul și, doi, că a fost bine la bani. Că nu vrei să știi ce se întâmplă, în Amzei și mai sus la universitate. Da, da. Scuza, mă te-am întrebat, spuneai ceva? Spuneam cu că am făcut o școală la un moment dat la Londra și că îi povesteam unei prietene cum am intrat eu să probez nu știu ce s-a cu și nu știu ce s-a lopetă de schiermez. Și asta făceai ești nebună. Tu intri în magazinele astea, eu sunt cu. Foarte puțin bani pe zi la Londra, mai precis cu 15 lire când era 6 no. lei lira. Okay. Aveam oyster făcut, adică aveam chiria no, plătită no. și. mă rog. Uh, și. Uh, mă întreba zice, tu am neferici, tu intri în magazinele astea să probezi asta, zic da. Și nu-ți e rușine? Nu trebuie să-mi fie rușine. Știi ce drăguț sunt oamenii cu mine? Ea, da, tu nu-ți permis lucrurile alea. Păi da, zic, dar după aia când intru la Zara sau când mă duc în târg, știu ce să... Cum arată un sacou bine cu sut, cum arată, știi? E o chestie de educație pe care ți-o faci tu. Eu altfel am copilărit, ok, pe litoral, în hotel și așa mai departe, dar stăteam în Constanța într-un apartament de patru camere la bloc. Da, adică da, da, da. nu am, nu știu, nu am fost expusă Nu vin dintr-o familie burgheză Vin dintr-o mm -hmm. familie simplă Unii din nici măcar nu aveau școală sunt, E prima generație venită în România Nici măcar nu s-au născut în România, s-au născut în Grecia uh, Și nu Am fost expusă la ce a fost expusă Toată generația mea La tot ce a însemnat 90, ăla, nenorocit Dar Ochii se mai și educă Și da, mă duc să probez, nu știu ce sacou pe care nu mi-l permit Că da, văd cusături, văd chestii. Uh, și după da, da. aia știu să aleg și în târg, și peste tot. Îți formezi ochiul un pic. și ochiul se mai și educă. Deci de că trebuie să mai ai un și nas și Dar educăm 17 milioane, nu 17 milioane, 5 milioane, 3 milioane? Cum educăm puțin chestia asta? Dacă mă uit la harta galeriilor care educă puțin simțul estetic în București, de oricare fi, ne speriem. Sunt niște insule izolate, mici, necunoscute, în care nu vine lumea. Într-un pe, pe teritoriu pe care, uh, care, care, în primul rând, nu e al meu, firește că aș putea să vorbesc despre, dar mă Face puținit. parte, galeria face eu parte sunt... din punctele astea, știi? Da, dacă vrei. Eu sunt comerciant. La sfârșitul mm -hmm. zilei, eu sunt un comerciant. Adică nu am pretenția că educ pe nimeni, nu am pretenția că acest magazin este făcut, nu știu, ca să mai uh, salvăm puțin planeta. Degeaba vând eu cârpele astea la mâna a doua, a treia, a cincea dacă uh, producția nu se oprește. Adică noi uh, va exista o amprentă, va exista uh, într-adevăr ceva dacă s-ar opri producția. Domnule, anul ăsta se oprește producția, nu se mai face fast fashion, nu se mai... Abia atunci se va simți ceva. Adică intențiile mele nu sunt astea creștine de a salva, de a educa, de, de a, cum, a face nu un de bine. Nu, dar doar pentru faptul că da, se există, întâmplă și asta foarte bine și să uite cineva la o vitrină care este unica altfel pe un bulevard mare, poate da. se întâmplă ceva acum. Bă, ce-o fi cu pescărușii aia? De exemplu, păsările asta cu plicurile. Da. Am avut uh, perdeaua aia brodată cu garoafe și cu vazele expuse. Astea sunt făcute de o colegă artistă, Miruna Bălașa, o cheamă. Uh, și pe mine nu mai firește că mă întreabă, bă, de ce nu pui și tu haine în vitrină? Că nu știe nimeni ce dracu e în magazinul ăsta, mm. nu-ți intră nimeni de pe stradă. Și da, nu intră nimeni de pe stradă, dar eu mi-am asumat asta că este un magazin destinație de când l-am făcut și nu, pe Carol nu intră nimeni de pe stradă. Ți intră de pe stradă dacă ești în Amzei sau pe Victoriei. Dar așa destinație cum este el, lumea vine. Mai există ce frumos, ce se întâmplă foarte frumos pe Carol acum și în zona aia de armenească și Hristo Botev Rosetti, este că sunt eu, sunt fetele de la Ping Bull Vintage, care au un mm -hmm. magazin de vintage foarte cool, există sertar magic, pergeanul, toată lumea presupune că știe pe Michael, că e mm -hmm. foarte mm -hmm. vechi, era înainte pe moșilor, vechi pe tramvai. Da. E da. aproape de noi acum. Mai există un apartament al unor băieți care au un vintage pe sport, cred că se numește Flăcăi pe roți, sper că zic bine. Adică s Cumva multă lume, multă lume, mulți care fac chestia asta au venit în zona aia, ceea ce mie mi se pare foarte tare. Mm -hmm. Pentru că, cred eu că dacă, noi am și zis să facem la un moment dat un circuit cu toți ăștia care suntem în primăvară, știi? Pentru că alta este să vii la mine și alta este să ai cinci opțiuni. Cumva crește zona în sensul ăsta. Ceea ce mi se pare foarte tare. Eu țin minte că în Istanbul că am intrat, am mers la tot felul de vintage și la un moment dat am intrat pe o stradă care avea cred că 20 de vintage-uri numai de ochelari. Și nu aveau 15 perechi da, de ochelari. Da, da, da. Aveau deci, era o stradă cu vintage-uri de ochelari. Și toate vintage-urile, uh, magazinele SH, nu știu, fiecare mm -hmm, să le zică mm -hmm. cum vrea, uh, erau în aceeași zonă. Erau toate centralizate în aceeași da, zonă. Da. Cumva asta mă gândesc eu că e bine. Nu știu. Și cine mai vine la magazin așa, ca public, în afară de generația Băi, Z, am pe care la... am văzut-o expusă? Am de la corporatiști, la judecători, la artiști, la okay. tot felul. Tot felul. Deci este, a venit la un moment dat o doamnă care avea 80 de ani ca popa. Mm -hmm. Și era într-o sâmbătă, cărmălea e mare în magazin, că în sâmbătă destul de nebunie și foarte simpatică și gătită și drăguță și așa. Și am luat o bluză și zic, pentru ce? zic o luați cadou pentru cineva? Și nu, eu pentru mine. <laughs> <laughs> și și de, pot să plătesc cu cardul? Sigur că puteți să plătiți cu cardul. Adică, adică, există oameni de toate felurile care, care vin. Mi-ai zis mai devreme... Există oameni care nu vin și nici nu întorc eticheta să vadă cât costă. Mm, adică există mm. tot felul de... De clienți. Mi-ai niște vorbe din talcioc mai devreme. <laughs> nu știu că sunt multe. Maneaua mea preferată cu Fără mine n-ai semnal. Fără mine n-ai semnal. E foarte bună. Fără mine n-ai semnal. Da, lumea ta, de fapt, asta este fabulos și eu am făcut ani de zile fără să am acest business asta cu mersul în târg uh -huh. și mersul la, în însehașul, pentru că acolo e lumea adevărată și de exemplu, în SH, sens că eram acum câteva zile în SH și o doamnă se uita la se uita la niște bluze. Și doamna vânzătoare a zis, zice, dacă vă ajut cu ceva cu bluzele alea, să-mi spuneți. Și doamnă, pe mine să mă cuprinde la zice, că în rest nici nu mă interesează. Adică există un tip de franchețe din asta, un tip de a fi fără perdea și fără ifose și fără fandosel, foarte mișto. Iar în târg ce vorbe auzi și cât de mișto sunt... Uh... ceva cu un DJ? <laughs> Asta mă ajută acum de la da, un prieten. <laughs> Zice, păi ce, că s-a trezit cu tare, acum patru ore era filmat din spatele unui DJ. <laughs> nu știu, tot de nimicuri din astea. Le -am, am câteva notate de-a lungul timpului, uh, care sunt absolut uh, fabuloase. Și cum cum rezisti la, cum faci față la chestia asta cu online-ul, că totul e online, orice tip de comerție e online? Măi, e greu, adică eu știu, eu știu că aș vinde mai bine dacă aș fi mm -hmm. online, dar uh, am refuzat chestia asta. A? În primul rând pentru că ce am eu la magazin este ales produs cu produs, handpicked. Uh, adică eu nu iau saci, am încercat să iau doi saci să-mi fac munca mai ușoară, n-am reușit să aleg nimic din ei unul de accesorii și unul de haine, am dat și o de bani, nici nu mai contează, n-am reușit să aleg nimic din ei. Și mă duc și eu, două bluze de colo, trei de dincolo, pantofi de acolo, nu știu, astea din asta, știi? Adică este și nu am cum să fac față uh, online la ce vreau eu să fac, Și mm -hmm. Decât așa, nu știu, poate dacă ar fi să postez o dată pe săptămână o selecție de 50 de chestii și cu asta, basta. Eu am avut un shop online. Eu înainte să am acest magazin, acum niște ani... Am avut un shop online numai de obiecte tot vechituri, se numea Smolishus, a mers foarte bine trei ani, l-am mm -hmm. închis pentru că nu mai aveam timp, că jucam destul de mult în perioada aia, făceam și filme și seriale și teatru și cumva nu mai rămânea timp de buying, de livrat, de împachetat de... și nici n-am vrut să măresc cumva ideea aia. Eu când am deschis acest business online, nu cumpărasem în viața mea nimic online. Și în continuare, nu sunt un om da, care da, să da. cumpere un laic. Mie îmi place să intru în magazin, să mă enerveze vânzătorul sau să-mi placă de vânzător, să miroase într-un fel. Adică îmi place să am experiența. Și în târg, adică nu există atmosferă ca în târg. Nu ai cum să depășești așa ceva. Este atât de mișto. A, da, în târg este ceva autentic, balcanic. Așa suntem, asta ne reprezintă... Tu să știi că și în târgă în Paris e la fel. Nu e, nu e o chestie balcanică, adică da, e un... o chestie balcanică cumva, dar în același timp în toate târgurile din lume. Am fost acum și la Tel Aviv, eu mă duc peste tot, pe că mă duc, da, mă duc da. în târg. Și la Tel Aviv, și în Atena, și în Paris, și peste tot prin lume pe unde am fost în, în târguri, e aceeași atmosferă. Mm -hmm, mm -hmm. La Ibiza e aceeași atmosferă în târg, peste tot. Este da. aceeași atmosferă în târg, este o demență absolută. Iar eu țin morții să vină lumea în magazin pentru că cred eu că e un alt tip de experiență. Și cred eu că hainele trebuie probate și cred eu că chestiile astea vechi, la mâna a doua, vintage, de la acum cum le zicem, retro, whatsoever, um, e mișto să le vezi. Mm -hmm. Da, firește că dacă vreau să-mi iau ceva, nu știu, un afiș... Star Wars din cinema și e în state, da, o să mi-l comand. Dar dacă e aici, la doi pași distanță... Zim niște, niște highlight-uri, niște produse din astea vedete, niște chestii mai rare sau care au poveste deosebită sau care au fost uh, valoroase în, în fel sau greu zis, de vândut sau nu știu. Uh, Da, ți-am zis de ele, uh, ți-am zis de o parte din ele, de exemplu, scrumierele. Eu sunt și fan scrumiere, adică mm -hmm. eu sunt destul de bună cu scrumierele. Scrumierele astea de hoteluri, hotel de romanți și hotel ambasador, uh, pachetul ăla de Kent, iarăși este o da, da. piesă, dacă vrei. Uh, toate astea care sunt pe calea de dispariție, uh, farfuriile astea, iarăși, pentru mine sunt wow. Firește că există, poate, alții ar zice că este, nu știu, care sacou Yves Saint Laurent, care există la mine în magazin din anii 80 sau din anii 70. Pe mine mă lasă mai rece da, alea, da. adică eu am tot felul de nostalgii, dacă vrei, pe care am pus câte un preț, mai mic sau mai mare. Din astea, știi că ți-am arătat, era un tablouaș la un moment dat, cu nene care își luase un renou bătrân și e mândru, da, așa, mă, cu noua. Da, adică, alea sunt piesele care îmi plac mie. Am avut niște chiciuri de farfurii, doamne, când le-am găsit, erau superbe. le-am și postat, sunt pe Instagramul ul nostru cu niște pisicuțe. S-au dat în prima zi. Alții ar zice, Doamne, ferește, ce cu chiciomăniile astea, da, ești da, nebună? Da. Eu am crezut în ele și le-a luat cine trebuie, le-a luat cineva destul de important. Zim puțin de că tot am vorbit. Mai zis tu că ai un prieten care face colecție de căței de lemn și am eu suporția Câin de, de lemn. cine face colecție da, cred că probabil ar trebui să-i promovăm și site-ul adică, când de da, lemn. adică, iarăși, este What? Da. Am mai avut, iarăși, din categoria asta la care îmi plac, mi iarăși, că ai studențești stilourile chinezești alea cu peniță de aur, știi, cu așa. Ținurile alea chinezești, iarăși am avut o grămadă și încă mai am și îmi plac la nebunie. Am tot felul de din micuri din astea care pe mine mă încândă, dar nu știu neapărat dacă... Dar se vând, adică se vând, fie ca glumă, fie... Ne oprim ceva? Pop, pop! Schimbăm, Schimbăm o baterie. Cât timp au fi trecut? Open. Da, să mă gândesc la de-astea. Să mă uit pe Când am telefon. Galeria, galeria. Galeria se numește, dar n-am găsit pagina simplă de galeria și n-am vrut să dăm 2000 de euro pe o pagină de galeria simplă. Ce? Da, ca să țin. N-am găsit galeria simplu. Nu, nu. Bă, dar știți cum se numește firma mea? A? Ăștia care au deja paginile și le cer paginile. Men, ai o pagină, n-ai postat niciodată nimic pe ea. Dă-mi o, dă -mi -o mie. Bun, da, bine, că nu am, cumpără. am nevoie da, de bine, ea. Tot. Și e galeria, galeria. Ceea pe ce nu mă enervează. Un pic lui Șervan îi place, dar mie nu place. Dar să vă povestesc cum se numește firma mea. Povestesc acum? A, sigur că da. Cum nu se numește firma ta, da, dar în caz <laughs> că cineva de la... Doamne, firma mea eram în șantier și mă sună avocatul. Și zice, fii că până de la șase, maxim. E un interval orar în care depui astea, între da, șase da. și nu știu cât. Până din seara la se 6 trebuie să-mi dai, să dai trei opțiuni de uh, nume de firmă care să, nu știu, să fie cuvinte de astea inventate, să nu-mi dai nu știu ce din astea simple, comune, nu știu ce, să trecem repede, că nu avem timp, nu așa. Mamă, și mi-a dat cu panică, zic, stai puțin, zic, lasă-mă un pic. Și am dat eu trei variante, zic, dă-le în măsa, că n-au cum să fie ceva în greacă, metanoia, care e o firmă la Târgu Mureș, care okay. că așa, așa aia, nu s așa. Și mă rog, i-am zis, bă, mergi pe ultima variantă, te rog frumos. Aia să fie prima opțiune. Ultima variantă pe care ți-am dat-o e prima noastră opțiune. Și zice, băi, am avut patru pagini de similarități, dar zice am trecut. Și eu panica aia că a să-i dau, repet, eram în șantier, mergeam la Hornbach să cumpăr chestii. Deci era ceva, am zis Chunking King Express, care este unul din filmele mele preferate. Okay. Și acum când plătești cu cardul și ți este bonul ăla, ți, ți, apare sau pe Revolu știi, ți, ți apare că ai plătit la cea King Express 100 de lei. Și gluma mea majoră este că vând chinezării. <laughs> <laughs> și firma mea se numește cea King Express. Și de la Express am avut patru pagini de similarități cu alte firme. Ok. Dacă suntem la filme, știu că e o provocare asta pentru că ai un bun prieten care a văzut toate filmele din lume, cred că și pe alea care n-au fost făcute, toate serialele, și cred că a văzut și filmele din până în 2028, alea care nu există încă. Este groaznic, da, stai de mine, prieten. Și bunul tău prieten are obiceiul de a întoarce laptopul spre tine de fiecare dată și a-ți arăta aceste 50... Nu mai pic în acea eu nu mai pic în acea capcană. Cum stai cu filmele? Vezi ceva? Seriale? Da, vezi? Văd, îți place văd, ceva? Zim văd, ceva. nu, îmi place, îmi place, dar numai, uh, în primul rând că am lămurit-o, că avem gusturi foarte diferite la filme. Și nu ca aș fi o vreo prețioasă sau ceva, dar eu stau mai mult pe ale mele, o să-i zic acum, stau mai mult pe Mubi, a. Și el e acolo pe toți, torenții, pe Netflix, pe știe tot, a văzut tot, a, deci nu. Și oricum nu mai încerc să țin pasul cu el, pe el îl plictisesc teribil filmele mele. Pe mine mă enervează filmele lui. În a. casă se stă numai cu căști. Okay. deci eu dacă mai aud în pușcături și orice altceva <laughs> la montaj în lup o chestie de aceeași, nu mai, deci nu, nu mai pot, nu mai pot. Așa, dar văd, văd, văd chestii. Văd ce chestii. vezi? Ce vezi pe Mubi? Cum e, cum e cu art House ul Cum e <gântu -i> cu... Tovon Carvoi a fost retrospectiv. Da? 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 Da, 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 sunt multe. Băi, Mubi așa este... Mie mi se pare... foa. Așa, o cinemateca acasă, știi? Practic, mm -hmm. ai cinemateca acasă. Vrei să vezi Kieslowski, vrei să vezi... Adică, eu cinemateca acasă. Niște... Sunt unele filme pe care ar fi imposibil să le găsești pe torenți, de exemplu, sau să le mai vezi în un cinema. Cinemateca n și ea aduce din când în când ce aduce, ce pune, ce mm -hmm. au ei în arhivă. Habar nu am care e protocolul acolo. Dar da, este o cinematecă la tine acasă. Iarăși eu sunt fiartă pe filmele vechi românești, nu ale istorice, <gânghe> dar iarăși de. Gopo, de exemplu, mamă, okay. de ce m-aș uita la Gopo, la s-a furat o bombă, doamne, deci la da, juplas... da, da. Mamă, deci este super filmul ăla. Și din sărci în sărci în YouTube, cum face prietenul nostru comun la astea, de niște filme de rămâi bușpe. Mm -hmm. Adică zici, păi s-a făcut asta în România în 60, Există o candoare de film absolut superbă, Dragoste la 0 grade al lui Saizescu. Da, 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 știu. Da. Păi, deci este de-o candoare, de-o culoare, de-o estetică, e musical practic. Da, ala. da. da. Deci este ceva atât de naiv și atât de frumos, joacă și demn rădăluesc, mă rog să mulți. Mm -hmm. Și au la un moment dat un sincron în, în restaurant, când intră în restaurant mm -hmm. și este un sincron al ospătarilor, cu intră cu niște tău da, da. și aia, costume, cromatică, compoziție de cadre. Deci rămâi, te uiți ca prostul, efectiv. Te uiți ca și zici, deci, băi, ce s-a întâmplat? Exact ce existu mai devreme, știi, cu cârpele și cu cum ne îmbrăcăm și cu tot, cu vizualul, cu tot ce da. înseamnă vizual. Și mă dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Că mă gândesc că filmele serioase... Ăsta nu e un film serios. Ăsta e un film ultra comercial, de, zi de ultra -naiv. filmele contemporane. Filmele serioase, multe, ele, multe dintre ele foarte bune, românești, se încadrează în acest curent minimalism, noi fiind în Balcan și fiind cam altfel, comediile românești care au succes, au o respirație internațională, pot fi și niște comedii italiene și franceze și americane, nu au o amprentă locală puternică, și mor că avem unul nebun, un balcanic nebun, cum sunt românii, în mare parte, complet arși. Adică un Custurița... Ce... Da, un... să-i dăm cezarului ce al cezarului că există totuși fenomenul fierbinți. Adică fenomenul există fenomenul fierbinți. fierbinți, da. E care... un fenomen. Sigur că unora da. Unora le place, unora nu, nici nu contează asta. E un fenomen. E un fenomen, bineînțeles. Mă gândesc la film, la ceva cu un touch artistic suprapus peste povești balcanice, știi? Asta nu-mi asta cu aerul balcanic, că nici Gopo nu avea un aer balcanic, să fim cinstiți. Dar aveau ceva. Filmul era românesc într-un fel. Da, form. da. Adică surprindea bine epoca, dacă Sigur vrei, da. în care, în care treia. Dar, dincolo de asta, a existat un regizor, am reauzit curând de el, înțeleg că a filmat filmul, nu, petraj, uh, care nu e neapărat balcanic, uh -huh. dar care a dispărut. A făcut primul film de după 90-91, a fost primul film care s-a filmat în România, știu de la Oana Pelea chestia asta, că ea a jucat în film se numește, regizorul respectiv îl cheamă Bogdan Dumitrescu, Bogdan Dreier ok se numește Unde la soare e Fric și după care am mai făcut un film Talasa Talasa cu niște copii mm -hmm. dintr-un sat care fură o mașină să meargă să vadă marea, Talasa Talasa da. băi ce filme deci no, să vezi ăsta, să... nu știu dacă se mai găsește pe net, eu l-am avut de la mi -a... știu că mi l-am promutat când jucam la mic pe un CD, Gheorghe Visu care a jucat în celălalt film al lui no, și a jucat no. și în ăsta, mi se pare Uh, Talasa-Talasa mm -hmm. niște copii de la busul gol dintr-un sat de, de pe undeva din Dobrogea găsesc o mașină, nici nu văd bine așa no, și no. fură mașina să meargă să vadă marea, mm -hmm. ei nu vă sără niciodată marea adică există niște filme fabuloase românești uh, care din păcate nu știu, nu se mai facă. sunt foarte curioasă ce va face acest regizor acum Bogdan Draer, înțeleg că a filmat deja oh, da, interesant dar uh, aceste două filme, Unde la soare e fric și Talasa Talasa, mama, sunt, pentru mine sunt două fenomene. Cum au fost fenomene, cum a fost fenomen filmul uh, Nunta de piatră. Da. Ăla bine. din... Uh, bine, iarăși vorbim... Da, sigur, vorbim Dar de... și ăla, ăla a fost uh, film de debut. Era debutul lui Veroiu, era debutul lui Iosif Demian. Uh, Pita nu știu dacă era la debut, că el are a doua parte. Da. Uh, dar Fefeleaga era de but. Uh -huh, uh -huh. băi și ăla filmul ăla dacă îl iei și îl pui cadru cu cadru, fotogramă cu fotogramă ăla da? e album de compoziție adică da. ăla e un film în care tu vezi compoziție da și nu numai, slavă Domnului da, estetica și... asta apare acum de suetă și de nenumat. Eu m-am întrebat, și... întrebat mult, bă, oare e doar o nostalgie? Doar o... Bă, dar nu e. Te uiți acum la Antonioni și da, te uiți ce au ei acum, ăsta, pe Mateo Garone sau cum îl cheamă, da. uh, Sorrentino, Guadagnino, da, mișto, super, dar și te uiți la Antonioni și nu aveți cum. Nu aveți cum. Adică nu-i numai la noi, e și la ei, într-un fel. Deși bugetele diferă considerabil Sigur că da, cu atât mai la vezi, cu atât uh, situația e mai discutabilă, mă gândesc, dacă trebuie și Și la... italienii, na, totuși au da. cinema cu tradiție. Da, probabil că marile povești și marile, marile compoziții și marile scrituri migrează mai degrabă spre TV și Băi, spre streaming eu, și spre serie. Eu, da. Tu ești scenarist, dar și, știi că și mie îmi place să scriu, adică și eu am un apetit pentru povești, dar în același timp Bă, eu când mă uit la un film, adică pe mine mă fur vizual. Chiar dacă e povestea bună, adică și filmul este nu știu, filmat, nu știu cum și povestea e bună, nu poți să mă ating ca, ca atunci când imaginea este mind-blowing. Pentru mm -hmm. că mă uit la un film, nu este uh, zi teatru uh, radiofonic, nu e ca așa, adică Figură. vreau. Și la teatru, când mă duc, a, mie mi place să vă buget pe scenă, nene. Mm. Și mie îmi place nene, să văd cum folosesc ea scena de la teatru național, cum o mut, o fac panto, nu știu ce, o trag trapa aia, au costume, au, mie îmi place, Fii, mie -a, chestia show, no, asta de no, no. Apreci apreciez să mă duc și la act și să văd un nene cu un scaun care mă emoționează până la lacrimi, dar păi când mă duc la, nu știu, la național, zic în general, păi no. mie îmi place să văd și în filme și la teatru bugete, nene. Pentru că știm amândoi că am în trei, că sunt trei. Ce? Am în că buget înseamnă și cameră de nu știu care, și să ai acces la lumină de nu știu care, și să nu vină să te frece pe tine regizor la cap, adică să ai o producție atât de fermă și atât de mișto încât tu să-ți vezi de parte artistică, să nu fie problemă că, poate trebuie să tăiem, filmez eu acum la ceva, 5 personaje, că mai bine băgăm banii ăștia și luăm nu știu ce pentru cameră, știi? Adică... Da, da. În ce joci acum? Nu zic acum. Nu zici. Da, de fapt... În, ce, în film nu zic acum, nu pot zic acum. Dar în teatru? În teatru joc într-un spectacol care se numește Extraordinară viață la național, care face parte din nouă g gen, noua generație, deși eu nu mai sunt de mm -hmm. mult, dar e scos cu ceva timp. Ok. care spectacol care mie îmi place tare și mai joc într-un spectacol care se tot plimbă prin diverse teatre Uhum. și anume teatre. E găzuit în tot felul de locuri da, da. unde se mai întâmplă și teatru, și anume sala Gloria și Arcub, care se numește Ultimul Don Juan. Uhum. Și ce ți-ar ți, -ar plătea, ce ți -ar plăcea să joci, așa ca gen, ca Măi, dacă ar fi un film, dacă ar fi să alegi, dacă ar fi ceva ideal. Doamne, dacă ar fi ceva ideal. Ideal, da, adică ceva care nu are legătură cu ce se întâmplă acum, habar n-am, aș Doamne, vrea să joc un film primit. de epocă sau nu știu. A, nu, nu -am, am asta cu epoca, nu, n-am, n-am și n-am asta că, mă, mi-ar plăcea să joc nu știu ce. Dacă îmi dai un scenariu mișto, mm -hmm. acum mi-a propus cineva, mamă, dar nu vreau să zic... Zic că o colește cât se poate. O, am... o să-l fac în toamnă, că celălalt coleg actor poate în toamnă. Îți zic după aia, ție. Dar mi-a propus cineva un text la care am zis da, fără să-l citesc, numai când n-am auzit ce joc. Și după aia am făcut research, am citit și textul și îmi place. Cred că știu, sigur. da, da, și cred că e. Cred că e, cred că e ba, nu știu, deci este, da, foarte, da, tare, este da, foarte tare, este da, foarte tare, da, tare. Dar nu pot să zic acum că îl fac da, în toamnă. Nu vreau să fac altcineva înainte. Nu, 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 nu vinde. Acum vorbim, vreau să vorbim un pic de cărți, că știu că ai o colecție impresionantă și hai să o luăm așa ca o recomandare. Eu vreau să citesc uh, Alexandra, cu care citește în continuu. Da, îmi am o mică problemă, ce așa zi. Îmi pune pe masă de obicei literatură feministă nigeriană, ca să-ți dau, să dau așa o, un lucru, ce, ce se întâmplă la mine nu pot să citesc așa cu tot respectul pentru mișcarea feministă, cu tot respectul pentru cultura africană, nu pot să mă ating de așa ceva. Poate aflu de la tine ce se mai petrece în literatură. Băi, deci problema la mine este una foarte mare. Problema la mine aia foarte mare este că mie mi-e foarte greu să țin minte titluri de okay. filme și de cărți. Nu Bă, înțeles. dar nasol, Nu e singură în lupta asta. Nasol! Adică dacă îmi spui și real, da, am citit-o și încep să-i și povestesc. Iarăși, țin minte cărți pe care le-am și de-a lungul timpului, atmosfera din cărți, mai degrabă decât subiectul în sine. Eu acum sunt fiartă pe Sorescu, oh, din nou, man. mamă. Deci este. Ah, da, da. Băi, deci nu există, ai impresia că a scris acum omul ăla, Deci ai impresia că a scris acum. Deci pacă puțin Sorescu. Da, da, da. da, da. Mi-a plăcut mult așa în pacă adolescență. puțin Sorescu. Și... Știu că noi aveam în comun, ne plăcea nouă și cine Dumnezeu le-a scris asta, nu Sorescu, altcineva. Uh, scrisorelele alea. Cum se numește mă? Tudor Mușatescu. Sper mușatescu. că micile mușatescu. mele... Sper că așa să te găsești. Da, aia. Da. Vai doamne. Sigur că da. Absolut. Eu nu, 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 am găsit Nu se poate. Deci se numește Sper că micile mele... Cum, cum, îi zice? Rândulețe. Rândulețe să, să te găsești. Nu mai știu. Ah, doamne. Mușatescu. Mușatescu. Băi. Tudorică. Nenea că da, Tudorică Mușatescu. Da, de o cantoare, de o demență. la a spectacol. Adică trebuie făcut spectacol din textele alea. Ah, ole, bine că mi-ai aminte. Da, trebuie făcut spectacol. o să fac spectacol, deci, să deci, fac spectacol din deci, Mulțumesc. Da. Iarăși, Sorescu. Deci poți să faci din Sorescu. Este atât de cinematografic cumva și atât de vizual. Bă, și are un fel atât de firesc de a vorbi, de a scrie, de a vorbi. Eu tot una, nu știu. Nu e alambicat. Nu e, știi că vorbeam noi de Muzeul Inocenției de Pamuc, știi? Mamă, deci are, începe o frază pe pagina 105 se termină la 107. No, no. Adică, no, stai puțin. Eu mai cum cu mai cu, deși am no, citit no. mulți, dar ăștia, ăștia în continuare mă... Ai citit Dulcele Bar? De aia dacă mă întreb de autor, de nu țin minte. Să nu, n-am citit pământ, și minte. nu știu ce. Foarte frumos. Îți, îți, dau eu cartea. Te rog frumos. Îți dau eu cartea. Ce cărți să-ți mai împrumut? Stai să mă gândesc acum ce am pe... Băi, Marius Chivu contemporan. Da, da, da. da. Miștof, deci sigur, foarte frumos. Sigur, da. da de foarte sfârșit de sezon. Am citit-o da. acum când că are niște povestiri noi și am recitit. Băi, ce are câteva fabuloase acolo. vă uh, recomand oricând Naum, ăștia clasici. Da, uh, da. Nu știu, pentru iubitorii de suprarealism. Dar aia răsoresc asta pentru... Dacă îți place la talciuc, nu are cum să nu-ți placă Sorescu. Excelent. O pe... Domnul Sorescu Marin, și da. Mușa. Băi, hai mă să facem un spectacol. Hai să facem cu Mușa Crescu. Cu, 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 tine, cu Alexandra și cu încă un dom citind, scrisorele pe scenă. Băi, ce fabulos. Hai să-l facem pe scenă. ne trebuie rezultat. un dom din ăla. Ne trebuie încă bine, un dom, Sigur că da. Doresc ca micile mele rândulețe. Am avut și un exemplar, este la Radu Gabriel, l am împrumutat. Am eu un exemplar, îl am acasă. Nu renunț la asta. Mam. Vreau să vorbim puțin de Instagramul tău, nu al al galeriei. Instagramul tău pe care îl urmăresc și cred că mai sunt niște oameni care îl urmăresc. Dacă ar fi să facem o analiză de marketing și un cuvânt nepotrivit pentru ce se întâmplă, și eu nu sunt omul potrivit pentru a face lucrul ăsta, remarc acolo că este o credință față de un crez estetic, iarăși cuvinte mari care cred că nu le-ai internalizat și cred că nu acționezi în consecință, cred că tu nu faci Instagram-ul ăla ca un tool de marketing sau ca un tool de promovare, cred că un brand ar putea să ia exemplu de la tine folosim același tip de retorică, același tip de transmitem același mesaj, care la tine autentic, nu e programat, vreau să arăt așa și voi, mă voi da peste cap să arăt așa. Știu cum am venit asta de deci. Da, și acolo de multe ori arăți așa, dar obiectelele, contextul în care te fotografiezi, contextul în care fotografiezi alte chestii. Bă, merg pe un fir. Nu pui o mai muțică acum și iată de la o eu, de la o petrecere cu un pahar și apoi eu cu... Știi? Cum ajungi să-l ții așa, așa constant, disciplina asta de a. Băi, instagram este o unealtă pe care cu toții cei care o avem o folosim într-un fel sau altul. Adică e o unealtă. Sigur. Eu, dacă nu aș avea acest magazin și nu aș fi actriță, trebuie să promovez două spectacole amarete în care joc, eu l-aș șterge. Mm. Oh, Jur, ma, mamă! Da? Eu m-aș uita pe Instagram doar la căței și la pisici, doar ești mor de drag și la oameni care se lovesc, doar în ca proasta. Da, sigur, <laughs> sigur, <laughs> perfect, da. Deci n-ai cum. Dar altfel, eu mi l șterge, deci mi se pare că s-a ajuns la o... Pă, și să ia lumea atât de în serios da, mă, știm, Instagram. știm, știm la ce s-a ajuns. ajuns, la... Și oronii. este, băi, un Instagram, hai să ne relaxăm un pic, sincer. Adică, faptul că există un tip de estetică, cum e tu, pe păginuța aia mea în pătrățelele alea, este când e ca mine. Și uh -huh. reuște că sunt unele chestii, dacă vrei, nu neapărat calculate, dar sunt unele chestii gândite. Cum da, am gândit da, când am da. deschis magazinul și am făcut o anume postare? Cum uh, uh, mi-am luat, cum zice lumea acum, cancel când, înainte să deschid magazinul? pe subiect de porn poverty. Aia, aia a fost o chestie total negândită. Ai la mine pe Instagram, de-a fost circul mare pe Facebook. Am, -am luat, lumea zice cancel. Da. Eu aceste concepte nu le gestionez da, foarte nu. bine și nici nu cred în ele. Dar pot să zic că a fost o traumă. Hmm. Pentru că eu am făcut niște poze în târg, am decontextualizat ceva Fiind artist vizual, dacă vrei, nu am aceste concepte de porn poverty. S-a trezit un domn pe de Facebook. Ce erau fotografii ce reprezentau nu știu. Da, niște fotografii cu o să-ți arăt postarea mm. respectivă, nici nu știu de ce am deschis subiectul, dar iarăși. Adică ca să-ți explic cum gestionez da. acest Instagram. Și mă rog, de acolo a pornit o întreagă chestie de public shaming, de de, de, de toate. Hmm. într-o zi în care eu până -apuc să apuc să-i răspund domnului respectiv care undeva uh, avea dreptate cu ce spunea eu nici nu prea am scris mare chestie la postarea respectivă, am făcut și un dezacord acolo pe care nici nu m-am mai străduit să-l da, da. să corectez după aia bref, ca să mă întorc la așa omul a... Uh, Tras un semnal de alarmă că este wrong ce am făcut, dar l-a tras foarte ironic și foarte de sus și foarte mm -hmm. în toate felurile. Și de acolo tot felul de oameni au început să sară. Și a devenit o chestie, a fost subiectul zilei pe Facebook. Vreo două zile a durat. Mm -hmm. Zi în care toată chestia a început pe la două, eu aveam repetiție de la ora 4, spectacol de la 7. Eu când am ieșit din, din spectacol, eu până s-a pus să-i răspund la asta, a pornit un val atât de mare mm -hmm. de hate că n-a mai apucat, că a fost o duduie ăsta a scris ce a scris ironic și șmecherat și nu știu ce repet baza problemei fiind una bună adică ce a ridicat el acolo ca problemă fiind una no, sănătoasă no. să zicem numai că a pus-o foarte greșit în mm -hmm, context mm -hmm. și acolo s-a trăit o duduie care probabil n-a fost în viața ei în târg din ce scria ea acolo uh, și de acolo a început un val și mai mare de hate și share și oameni care comentau și nu știu ce și nebunie și mi-am luat puneți bipuri pe astea ca să știu dacă zic cu vorbe sau nu. Pe filmare se pun bipuri acum? Se pun bip super. Da. Și mi-am luat mare muie. Dana Sol, adică urât, 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 urât. Două zile în care eu trebuia să răspund nu la un om care a ridicat această problemă, ea sănătoasă fiind, la 100 de oameni furioși. Nu poți, că e șocat, adică e o chestie care te bulversează. Și, mă, dar asta că eu n-am vrut să fac chestia asta. Intenția mea era că oamenii ăștia care nu știu n-am scris, eu o tâmpită, stai așa. Că până să apuc eu să fac chestia asta, repet, erau 100 de oameni furioși, da, da. pe Instagram, cum a zis prietena mea, băi, ai prins și tu într-o sâmbătă în care e toată lumea acasă. Sigur că da? n-au ce face, da. Băi, și-a fost un... Băi, circ nasol, nasol. În fine. Am răspuns la câteva zile distanță, i-am lăsat să se calmeze un pic, dar nu i-am lăsat la modul ăla foarte wise să se calmeze, i-am lăsat în ideea în care eu nu eram în stare să răspund. Eu plângeam non-stop, adică eram super devastată de toată chestia asta, a fost foarte nasol. Și uh, am răspuns. Și am răspuns, zic eu că frumos și elegant, am expus ambele, am expus exact ce cred în legătură cu asta, am pus-o fotografie pe Instagram-ul meu ăsta, care unii cred că e curatorial sau unii cred că este da, estetic da. gândit într-un fel, o tavă pe care am găsit-o eu în talcio cu niște vibratoare, mm -hmm. cu niște puli, practic, da. uh, pentru că, da, am simțit nevoia, nu neapărat că n-a fost o chestie să dau înapoi și o muie, ci a fost o chestie, bă, da, a fost o traumă și n-a vrut nimeni, de fapt, dialog cu mine real și a fost doar, bă, mai aveam o problemă un scandal pe Facebook și chestia asta bă, a fost traumatic, deci a fost ceva horror, eu am plâns, repet, plângeam, nu stau și n-apucam să răspund adică nu aveam Internet cum că trebuia să răspund bă, la toată lumea bă. și o să vezi această postare și ce este frumos, am scris și în postarea respectivă este dialogul pe care l-am avut eu cu această fotografie pe care am făcut-o dialogul cu domnul de la cearșaful respectiv din târg deci, repet, este o tavă, din, nu e din argint e o tavă din alamă, din ceva cu niște vibratoare și eu mă uit și fac o poză, știi, un top shot. Și domnul îmi zice, domnul dacă veneți dimineața, era plină. Și zic, au mers așa de bine? <laughs> au mers așa de bine? Și el zice, bă, da, super serios și dezamăcit. Zice, da, ce domnișoare, da, ce au luat mai mult domni, cred că la doamnele e rușine. Și mi-a dat seama că, bă, da, la doamne nu ne e rușine, înțelegi? Da, da. Și da, am pus acea fotografie însoțită de o... N-am, scos postarea respectivă, deși dacă nu ar fi escaladat lucrurile respective, ori aș fi scos-o, ori aș fi scris ceva peste ce am vrut cu chestia aia, ce s-a întâmplat cu adevărat. Existau oameni care, de exemplu, săreau în ajutorul meu și scriau, băi, eu știu pei ei, de ani de zile merge în târguri, se ia în brațe cu ăștia, cu ăștia, mănâncă mici din aceeași farfurie cu ei. Toate aceste lucruri și aceste, aceste, povești nu sunt doar povești. Ele, dacă dai un scroll în anii trecuți pe Instagram-ul meu, există acolo. Adică există aceste fotografii cu mine îmbrățișată cu ei, eu mergând la unii dintre ei acasă, ei venind la mine. Adică nu cu toți adevărat. Și pot să înțeleg greșeala pe care am făcut-o eu cu postarea respectivă. Dar intenția a fost una bună. A ieșit greșit. Total, dar intenția a fost una bună. Și Existau oameni, care zi, existau oameni care ziceau: uh, Este foarte frumos dacă se comportă așa cu oamenii ăștia, dar și eu ziceam: bă, dar eu nici măcar nu consider că mă comport frumos cu oamenii ăștia, cum ziceți voi. Asta e și e absolut normal. Adică, în primul rând, că în talcioc nu e. Adică, cine merge des în talcioc și în târguri, știe că nu există această ierarhie. Eu sunt bogatul care am venit să cumpăr și tu ești săracul care vinde. Nu există această ierarhie. Nu există ierarhie în târg. Da, e, e adevărat că eu când merg în târg îmi scot cele două inele de pe deget, că nu există preț pus pe spate ca la mine la magazin și oamenii își cer cât consideră ei. Tu ai față de 50, tu ai față de 500. Nu, mă, că, dar e o regulă pe Aia care este, oamenii da, așa mai investă, ți-o spun, când te duci pământul. la serviciu auto, scoate-ți, ai da. watch de la mână, Da, exact. Nu, nu, că s-ar prețurile. No. Și nu există ierarhia asta, adică eu sunt această bogată care vin și cumpăr de la. Nu există, -am, adică cel puțin eu n-am no, no, avut-o. No. Și neavând filtrul ăsta, am făcut această greșeală. Neavând filtrul ăsta, știi? Mm -hmm. Că la mine e. Nu mai știu cine zicea. Cred că tot ce parcă într-un comentariu, zicea ziceam că. Bă, ce văd eu acolo, da, e niște oameni, niște vânzători care vând po vreme de căcat. Era frig în ziua era nasol, nici nu mai contează. Dar a existat acest episod pe care a trebuit să-l gestionez. Și m am luat, lumea zice are shaming, cancel, online. Online o fi fost așa. În realitate a fost o traumă și în realitate lumea zice, da, lumea zice, mă, că mâine uită că se iau ăștia cu alt, cu alt scandal, mm -hmm. face cineva altceva, habar nu am, nu știu ce, vedetă, nu știu ce. Și tot timpul le-am zis și zic în continuare, că au trecut 5 luni de atunci, Băi, la ei trece, la mine nu trece. Adică eu am rămas o, cu un sentiment o, din asta, în care știi ce, nu știu ce dracu' ai fi spus, probabil să o găsi unul care să zică Bă, vezi că nu e corect politic să zici nu știu ce. Adică, da, asta a, mie este. Mi se pare, mie mi se pare ciudat. pentru că... Eu nu sunt gustar, eu pot să înțeleg că greșesc. Băi, dar a fost... Wow, dar o să-ți arăt astea ca să înțelegi și bine desfășurarea de forță de pe Facebook. Eu ce am mai șters facebook -ul. Desfășur, adică am postat ce am avut de zis, am zis că în 24 de ore facebook, am șterg Facebook, mi-am păstrat doar Instagram-ul, deci desfășurarea asta de forțe. Și iarăși m-a mai deranjat o chestie, dar nu o să o zic acum, o să o zic la cafea. Două în mânsa. Că înseamnă să ridic și eu ceva împotriva oamenilor răstora care au zis. Și nu e ok, frate, să fiu că e. <laughs> 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 nu e ok. Foarte pot ce se întâmplă, serios. Da. Să iei un mic act de self-promotion sau cum zici, care nu l-am văzut, da. dar cunoscându-te dar... pe tine, cred că nu Băi, este ceva. Da, erau oameni... Asta au oamenii care mă știau, greșeala a fost a mea, de contextualizat, că am decontextualizat, că n-am scris, că da, poate fi interpretat exact așa cum a ridicat omul la problema și e wrong să fie așa, dar repet, în 15 minute s-a declanșat iadul, eu n-am mai avut ce să răspund, deci eu, efectiv nu aveam cum. Repet, eu în ziua aceea având repetiție și spectacol, practic neavând acces la telefon. Uh, și a fost, doamne, a fost ceva foarte hardcore, eu fiind dispusă la dialog, fiind dispusă, dar -a, nu s-a dorit dialog, asta a fost. Toată lumea așa, dar de ce nu răspunde, dar de ce nu știe ceva? Și am o prietenă, Ioana... Care culmea e un soi de activistă, un soi de. și știa, bă, nu plânge că e traumatizată și nu plânge, nu răspunde că stă și plânge și e terminată psihic și nu înțelege ce se întâmplă. Că oamenii care mă știau știau că bă, încă un episod din viața ei de la talcioc. Eu făcând de asta de ani de zile, sfânt. Weekend de weekend, ploaie, soare, caniculă. Știi? Probabil că oamenii ăștia ne un tip de satisfacție știind că plângi și că e rănită pentru că ești Și, Da, pe mine asta, activismul, de... asta, oh. activismul ăsta de canapea făcut de burghezi, care se dau de stânga, de ei trăiesc în cotroceni, da. știi ce zic? Adică nici măcar nu m-a tras de mâne că cineva care real e de stânga. Real, adică cu coloană, cu structură internă, cu tot ce trebuie. Pe care trăiește în Care trăiește vecin cu da. mine în Cotroceni. Da. Oamă. Foarte da, frumos. E ciudat, mi-e greu să înțeleg lucrurile. Și mai sunt amănunte așa care vă au dat așa, dar o să le... Mie am plăcea mult când spuneau oamenii oamenii ia iau din gunoi și vând acolo și când vine poliția ei fug. Și eram, doamne, ferește, voi n-ați fost în viața voastră în târg. Eu, ca să intru în târg, plătesc o taxă. Oamenii ăia, ca să vând în târg, plătesc o taxă. Oamenii ăia cumpără din tot felul de tiruri. Unii le iau, nu știm cum le iau, de unde le iau. Unii, adică spunem și tu mie de unde are nea gel piliuță în târg. Spunem tu mie de ce cu noi l-a luat pe el pe piliuță din târg. Vreau și eu să știu din ce noi. Așa. da, sunt oameni care își vând din casă. Sunt oameni care sunt acolo de nevoie, e adevărat. Dar este comerț. Nu este altceva. Da, e neplăcut să stai pe vremea aia urâtă Să vinzi, e adevărat E neplăcut și să stai pe 45 de grade Să vinzi și să miroase amici Nu știu, adică sunt o grămadă da, tot ne, ăsta Neplăcut e. că îmi plătesc taxele alea Mamă, deci Salariul lui Șerban și taxele Și asta, și mă, mă, mă îngrozesc E neplăcut, sunt multe chestii neplăcute pe lumea asta E neplăcut când îmi vine factura De la curent Sunt multe chestii neplăcute pe lumea asta. Adică, nu știu. Da, dar trebuie da, să. s-a ajuns într-o extremă absolut. Fiu. Da, da. Da, greu de respirat, da. Este greu de respirat și este greu de respirat când nu înțelegi, de fapt, concepte cum sunt ăsta de porn poverty uh, și nu ai filtrul ăsta. Adică, nu e privind niciodată pe oamenii aia altfel. Adică, nu e privit. Nu știu nu, te du nu știu, nu mă duc în târg și zic mamă, eu sunt mai sus ca voi și mi-e milă de voi că sunteți aici și vindeți în târg, săracii de voi vindeți în târg și nu pe carul. Mi se pare că sunt exact ca mine. Suntem și eu comerciant și ei comercianți. Da. Eu vin din advertising și... A fost o problemă și cu cu asta aici, adică oameni publicitariști, păși de ăștia, no. de hât, de știu eu, de -o viață, e o campanie greșită men, e la mine pe pagină, nu e sigur pe pagina da. de magazin, nu e o campanie, hai să ne... Și nu e făcută punem... de Coca-Cola. Da, niște... da, nu, da. dar e la mine. Nu e pe pagina magazinului, e la mine. La ce da, zici da. tu campanie? Da, dar oamenii ăștia ar fi trebuit să știe, eu nu știu exact cum arată fotografiile tale, dar această juxtapunere între persoane de o anumită condiție materială cu niște fotomodele sau cu niște mărfuri care nu sunt la îndemâna lor, e o altă publicitare care a făcut carieră în anii 80-90. Lucrul ăsta s-a făcut și s-a făcut bine cu fotografi celebri. Păi, eu nu asta am vrut să fac asta. sigur, sigur, dar zic că există antecedente care adică... au fost sărbătorite cu 30 de ani în urmă, probabil că nu mai e cazul să Mie le sărbătorim acum. mi la un moment dat o prietenă și bă, nu te enervează că e pe, pe tren chestia asta cu talciocul și că toate pițipoancele se duc în cioc și se-și fac și ele poze de content și am zis Doamne ajută, cu cât se duce mai multă lume, cu atât rezistă mai mult aceste târguri și aceste talciocuri mm -hmm. pentru că dacă noi ne-am duce, n-ar exista da că din tăr nu e doar șurubelniță și nu știu alte nimicuri iei și piliuță ei și nu știu ce ochelari din anii 70, adică există și aceste uh, nevoi superficiale, dacă vrei, pe care eu le iau și cum ziceau ei ia-le ia cu 5 lei și le vinde cu 50. Da. Sigur, da. Da. Așa și bine ziceau că le iau cu 5 lei ăștia care n-au mai fost în târg de o viață da, sau n-au da. fost niciodată. Să-mi iei mie cu 5 lei ceva care poate fi vândut de la cascade și mai povestim. Să vorbim și de litru de benzină. Să se vorbim de și de litru de benzină. Și de tipul consumant da, da. și de o grămadă de chestii. Dar cu lea, le ia cu 5 lei și le vine cu 50. Bun. Next. Așa. Și ce? Crezi că mai e ăla de la H&M pe care lei le tu chiar costă 50 Bun. de lei? Nu. Îi costă 5 cenți. Așa. Și... Sigur, uleiul pe care îl cumperi de la magazin și tot Așa, cât costă da. inițial. Orice te înconjoară, vine cu un adaus comercial mai mine, bă, sau dar mai. pentru mine a fost science fiction. Și nu, magazinul meu nu este pentru oamenii ca mine care bat târgurile și care au bucuria de a merge în târguri sau în sh să-și găsească chestii. Este pentru ei care nu au timp și vor ceva gata, cum ai zis tu, curatoriat. Și unde nu e nevoie să meargă la bancomat să scoată cash, să plătească, poți să plătească cu cardul, da. poți să le tai factura, adică au tot felul de... Știi? da, ei cu 5 și vezi cu 50, asta e de când lumea și bă, <laughs> tu oameni buni, da, pe ce planetă trăim? comerț, are și un nume. Pe da, îți exact. zice comerț, da. wow, ca să vezi, 2023, mamă. Da, lucrurile au ajuns la... <laughs> Sincer și ca să... Nu. Da, mă ajută, eu nu zic nu, mă ajută, mult, cu multe chestii Când scriam la revistă mă ajuta, când acum că am magazinul mă ajută Să ajung la cât mai mulți oameni Faptul că am apărut de trei ori la televizor și că am mai mult de trei followers Mă ajută Mi-au intrat și niște joburi pe care am luat bani Da, mă ajută Dar pe cuvânt, că eu dacă n-aș avea aceste chestii și nu știu Aș avea doi copii acasă și o leafă la sfârșitul lunii concret, nu știu, aș fi contabilă, orice altceva, uh, Mă la șterge, deci mi se pare inutilă, în afară de animăluțele alea superbe, doamne, care dorm sau care fac tot felul de tâmpenii și deci, în rest, da, firește că există și părți bune, există și pagini mișto și așa, dar vorbim da, de, așa, de... de tone de nimic, ca și la mine, tone de nimic. Mi-am făcut un selfie Wow! Da, îl pun, funcționează, scriu trei vorbe frumoase, mai chem oamenii la un spectacol, mai știu ce, dar e sincer, nu înseamnă nimic, nu înseamnă nimic. Adică eu nu cred că cineva. Adică, știu oameni care fac produs de cinema comercial și care sunt interesați de ce uh, urmăritori, de câți nu ce, de câți urmăritori au, că dacă ne-am uitat, ne uitat la ce urmăritori de câți urmăritori au respectivi, Dar eu nu cred că cineva serios din industria asta o să zică ia să o caut eu pe Aida pe Instagram să vedem iau, de hai că o chem la casting. Nu cred! Oamenii ăia nici n-au timp de așa ceva, lucrează cu un director de casting. Adică e, e cum să spun e, e real unde s-a unde, unde ajuns sau ce crede lumea că înseamnă de fapt acest Instagram. Dar repet mă ajută în anumite chestii. Că, da, nu, nu, am bani să mă promovez la revistă și câți mai cumpără print în ziua de astăzi. Nu am bani cu business-ul ăsta să mă duc să, pe nu știu ce site, când intri să citești știri să apară, magazinul, galeria. Nu am acești bani. Da, am un număr de urmăritori la mine pe care am reușit să mm -hmm. transfer poate și o mică parte din ei și la magazin. Doamne ajută! Dar atât, dar eu la șterge mâine și sens mi se pare că este atât de mult nimic și atât de insignifiant. Și da, postez, da, îl țin activ pentru că știu că trebuie. Dar în sinea mea se rupe ceva. Mi-ar plăcea să fiu atât de șmecher încât să nu mai am nevoie de asta. Cum, eu dimineața când plec la alergat, firme mă întreabă de fiecare dată chestia asta. Mă, dar de ce alergi? Și o întrebare dificilă. Și atunci cel ceva la de mână e de prost. A -a. Și el râde și eu plec ne-am murit, că nu prea știu de ce alerg. Păi, eu, eu, la mine a fost simplu. Eu am început să alerg pentru că îmi place foarte mult popița. A, -a, -a. A, -a. A, a, și mie îmi place, da, dar uite că ne întâlnim aici. A -a -a. Și mie îmi place mult. mi place și îmi place mult asta. Pâinica. cu pâinica. A -a -a. cu patiseria. Băstruță, cu da, cu, cuptorul, cu coca. Și dulce, frate, da, da. dulce. Uh... Da, deci la mine a fost simplu și total superficial. Am început să alerg pentru că îmi place copița și că începusem să iau în greutate când aveam 18 ani. Uh, Mi-a plăcut atât de mult. Uh -huh. Cumva, că m-am ținut, am alergat în primii doi ani în Constanța cu un băiat, Gabi Zaharia îl cheamă, fost atlet, uh -huh. actualmente antrenor. Actualmente era antrenor la lotul de junior din Constanța de atletism, încă e, cred. Uh, și a ajuns să-mi placă atât de mult asta cu alergatul și cumva corpul meu s-a transformat atât de frumos, uh, s-a transformat dintr-un corp de copil, dacă vrei, da. într-un corp de femeie. Și a prins un contur atât de. adică care mie mi-a plăcut atât de mult și am zis, mamă, ce bine e să te simți așa și să poți să faci aia și să nu știu ce și să la la la. Și în continuare alerg pentru că vreau să mențin greutatea, adică este asta cu glezna fină, curutare, pentru mine e importantă, pentru do. alții. Dar am avut doi ani de depresie nasoală pe niște motive medicale în care alergatul pe mine m-a salvat. M-a salvat, mm. unde atunci nu mai conta, adică nici nu mai știam cum arată glezna sau munceam și alergam Ajunsesem Ajuns ca în Iulian să Alerg 25 de kilometri. Bine, alergă de ambițios. Ce este? Eu alergam de depresie. Da, adică da. era să fac orice, numai să nu mă gândesc. Și te gândești totuși. Te gândești că Poi ai o oră, scos. două, știi, în care ești Pe cu mine m-a scos. M-a ajutat, m-a ajutat mult. Mult m-a ajutat. Să ies din... A durat doi ani, dar, repet, a fost o depresie... Concretă pe da, un, da. o situație medicală, adică n-a fost, nu știu, de ce existiu eu pe pământul ăsta, mm -hmm, n-a fost nimic uh, abstract, știi, da. să este concretă, care m-a băgat într-o depresie nasoală și m-a ajuta, și ajutat foarte mult asta cu alergatul, uh, dar din depresie m-a scos uh, tot uh, un episod uh, negativ în mm. de al meu care și-a luat zilele pe motiv de depresie. Și mi-am mi -am dat seama că trebuie să mă trezesc. Wow. Să ies din chestia okay. aia, da. Dar, da, m-a ajutat atunci a alergat -o foarte mult. Foarte... M-a ținut pe linia de plutire. M-a ținut pe linia de plutire. Și mai e și zilele de astea pe unde merg. Da, da, da. acum alerg mult, mult în cartier din lipsă de timp. Mm -hmm. Plec din fața casei și eu pe străduțe în Cotroceni, că e liniște și pace, nu trec mașini. Așa și altfel, răstrău, pădurea băneasa. Astea uh -huh. sunt uh, mișto, mai ales vara când e canicul am în să intri în pădure. Da, este absolut superb. Pe, uh, pe Ilie, cățelul meu, nu l-a mai luat de mult la alergat, înainte alerga și el tot timpul cu mine. Acum stă la calculator cu tovarășul la de știe el, fiind. <laughs> Așa. Dar asta cu alergatul, da, nu știu, și asta cu sportul, mie nu vine să zic la oameni. Păi uh, fă yoga sau aleargă, știi că nu e pentru toată lumea. Iar eu când văd oameni Supraponderali în parc care aleargă, Bine să mă duc să le zic, păi nu mai alerga, îți distrugi încheieturile Adică trebuie să ai o greutate în standard de ca, să ca să fie sănătos să alergi. Uh -huh. Iarăși îi mai văd pe care aleargă greșit, mamă, când calcă și când sunt cu știi? Nu i vezi, nu da, se... da, da. Mamă, da. nu vine să te duci să le zici, păi, stai puțin. Da, mă bucur că aleargă. Mă bucur că totuși fac efortul ăsta și probabil se vor corecta sau nu știu. Cum. Aia da, aia da, dar iarăși când e o chestie din asta, nu știu, de exemplu, ce supraponderal, trebuie să meargă la și se zică că, băi, nu e ok să alergi, că ți distrugi încheieturile, te faci praf. Da, măcar e de apreciat voința acolo. Voința e de super de, apreciat, da. numai că dai în altele. Dai în altele. Dai în altele, din păcate. Ai îți mulțumesc mult. Cam ai asta a fost. Doamne, Bine că ai venit și da. Am vorbit.